Sportivul de anduranță Avram Iancu a lansat cartea Provocarea Rinului. Aceasta descrie în amănunt cum a înotat peste 1000 de kilometri de-a lungul fluviului, experiențele trăite și peripețiile prin care a trecut în această încercare a limitelor sale. Aceasta este cea de-a doua carte scrisă de Avram Iancu. Anul trecut, timp de 48 de zile, Avram Iancu a înotat pe întreaga lungime a fluviului Rin. Bibliotecarul din Petroșani a parcurs peste 1000 de kilometri în not din Germania și până în Olanda, fără să poarte costum de neopren. Efortul titanic a fost dedicat aderării României la spațiul Schengen. E o carte de aventuri, este o punte de legătură între momentul evenimentelor pe care le-am descris în prima carte, Schimbarea ești tu, și acest moment. Știți foarte bine că deja am mai făcut și alte aventuri, alte noturi, unele chiar foarte tari. Am realizat și cel mai lung înot românesc după durata de timp a înotului, 36 de ore și 29 de minute. Dar cartea descrie în mare parte aventura de pe Rin, notul întregului Rin, de la kilometru 0 din Constanț până la Marea Nordului, 1032 de kilometri, în 48 de zile, o inițiativă privată, prin care am dorit să îmi aduc împreună cu echipa mea micuța noastră contribuție pentru integrarea României în spațiul Schengen. De la traversarea în not a canalului Mânecii, Avram Iancu nu contenește să surprindă cu reușitele sale. Perin a avut alături de el o echipă de suport care l-a ajutat să-și ducă misiunea la bun sfârșit. Am avut chiar prilejul să-i dau o mână de ajutor, pentru că eu fiind, mă rog, printre altele și puțin reflexoterapeut, l-am ajutat să se energetizeze, să-și recapete vigoarea care, mă rog, într-un fel sau altul, poate mai avea nevoie. Și atunci când am fost provocat de el să merg pe Rin, mi s-a părut cea mai grozavă inițiativă, în primul rând pentru că era vorba de el și știam foarte bine de ce poate, ce a făcut și ce știu că are de gând să mai facă. În al doilea rând pentru simplu motiv că pentru mine la 74 de ani poate ar fi fost singura sau ultima ocazie să înfrunt un fluviu așa de lung. Volumul Provocarea Rinului reușește să facă o punte între cele două mari pasiuni ale vieții lui Avram Iancu, biblioteca și înotul.